Așa cum spunea și cântarea aceasta, cu toții îl așteptăm pe Domnul nostru Isus Hristos ca să revină. Așteptăm cu toții cu nerăbdare vremurile de normalitate și ne rugăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Întrebarea care se pune este: suntem noi pregătiți? Suntem pregătiți pentru vremurile de normalitate? Suntem pregătiți? Pentru revenirea Domnului nostru Isus Hristos, Duhul Sfânt are un rol foarte important în această pregătire. Și în această dimineață aș vrea să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, de la versetul 18, unde ni se vorbește despre rolul Duhului Sfânt în pregătirea noastră rolul Duhului Sfânt în biserică și în relațiile care noi le avem cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Să citim de la Efeseni, capitolul 5, de la versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm în numele Domnului Isus să te atingi de noi cu Duhul tău cel Sfânt să ne înțelegi pe fiecare ce înseamnă să trăim în plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi ca prin mesajul acesta să ne pregătim pentru revenirea Ta și pentru revenirea Bisericii la vremuri de normalitate, când putea să avem părtășie împreună, unii cu alții, aici în casa Ta. Te rugăm să lucrezi, și să transform inile fiecăruia dintre noi. Amin. Iubiți, frați și surori, și dragi prieteni ai Betel, Bisericii Betel, așa cum spuneam, în dimineața aceasta mesajul va fi despre plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt și Biserica sau pregătirea pentru a reveni la normalitate. În epistola sa către Efeseni, Apostolul Pavel, deja din capitolul 1, versetul 13, spune credincioșilor că ei, din momentul în care s-au pocăit de păcatele lor și și-au pus încrederea în Domnul Isus Hristos, au fost pecetruiți cu Duhul Sfânt pentru mântuire. Apoi, în capitolul 4, versetul 30, se poruncește să nu întristați Duhul Sfânt în procesul de sfițire. Dar iată că aici, în capitolul 5, de la versetul 18, Apostolul Pavel vine cu o altă poruncă. Și porunca aici, în original, este fiți plin de Duh. De fapt, în versetul acesta, în versetul 18, apar două verbe la imperativ. Nu vă îmbătați și al doilea, fiți plin de Duh. Și apoi apar patru verbe în original care sunt la gerunziu, care arată consecințele plinătății cu Duhul Sfânt. Fiți plin de Duh, spune aici Apostolul Pavel, și apoi urmează patru verbe despre care vom vorbi mai târziu, care sunt la gerunziu, care arată consecința plinătății cu Duhul Sfânt. Aș vrea ca în introducerea aceasta să vorbesc despre acest prim verset mai întâi. Vedem că aici Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, compară și contrastează două stări. Starea de beție, de îmbătare cu alcool și starea de a fi plin cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oare de ce face Apostolul Pavel lucrul acesta? De ce Apostolul Pavel compară și contrastează un lucru extrem de înjositor, degradant, aceea de a fi beat și Apostolul Pavel chiar numește destrăbălare cu ceva atât de sacru, plinătatea Duhului Sfânt. Este clar că Apostolul Pavel dorea să scoată în evidență câteva adevăruri legate de plinătatea Duhului Sfânt. Este o singură asemănare între cele două stări. Un om care este plin de alcool este controlat de alcool. El este, așa cum spunem noi, sub influența alcoolului. Un om care este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este și el sub influența a ceva, dar nu sub influența alcoolului, ci sub influența Duhului Sfânt. Deci și un om care se bată și un om care este plin de Duhul Sfânt este sub influența a ceva. Dar asta nu înseamnă că stările astea uh, sunt asemănătoare. Din contră, ele sunt la doi poli. Opuș. Și aici începe contrastul. Un om care este plin de alcool își pierde controlul. El este sub influența alcoolului și nu mai are control asupra mișcărilor lui, asupra ceea ce spune. De multe ori, chiar și în cartierul în care locuiesc eu, uneori mergeam la cumpărături pe jos, mă întorceam pe jos. Și vedeam cât un om care încerca să meargă în linie dreaptă. Dar în ciuda eforturilor lui, nu reușea. Se învârtea în cercuri, se ducea în stânga, se ducea în dreapta și dacă voiai să treci pe lângă el, era foarte greu să te decizi. Să o iei în stânga sau iei în dreapta pentru că nu știai, era imprevizibil în mișcările lui. Omul acesta nu mai avea control. Era sub influența alcoolului. Dar, așa cum a spus, aici intervine contrastul. Un om care este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu-și pierde controlul, ci, din contră, el câștigă controlul. Și aș vrea să vă dovedesc lucrul acesta cu Cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică ci de putere, de dragoste și de chipzuință. În original, acel chipzuință este autocontrol. Deci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat care să ne stăpânească. Ci ne-a dat un duc de dragoste, de putere și de autocontrol. Mai mult decât atât, în epistola sa către Galateni, Apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului în capitolul 5. Și ultima dintre aceste roade este numită în versiunea noastră în limba română înfrânarea poftelor. Din nou, în original, termenul pentru înfrânarea poftelor este autocontrol. Deci, Duhul Sfânt, în contrast cu alcoolul, care îl face pe om să-și piardă controlul, Duhul Sfânt ne eliberează, așa cum spunea cântarea, să avem control asupra noastră, datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi. Acum, e clar că Apostolul Pavel nu pune accentul aici pe, con pe uh, alcool, nu vorbește, nu este o învățătură neapărat în primul rând despre consumul sau neconsumul alcoolului, deși. O putem deduce și este implicită, ci el, în primul rând, dorește să ne vorbească despre importanța plinătății cu Duhul Sfânt. Alcoolul dezumanizează omul, alcoolul înseamnă dezmăț, alcoolul înseamnă pierderea controlului. Pe când plinătatea cu Duhul Sfânt. Influențează viața unui om, îl determină să aibă control asupra vieții lui și veți vedea, schimbă relațiile în care acel om se află. Relațiile unui om plin de Duhul Sfânt cu Dumnezeu și cu semenii sunt total schimbate. Acum, legat, nu pot să nu ating și subiectul băuturii. Aici Apostolul Pavel nu vorbește despre a abia sau a nu abia când îi trebuie, dacă se poate sau dacă nu se poate. Pentru că în altă parte, Apostolul Pavel îl sfătuiește pe unul din ucenicii lui să ia puțin vin. La cina Domnului noi luăm vin. Nu vorbește despre lucrul acesta. Dar vreau să spun ceva. Dacă ai fost alcoolic, nu te atinge de băutură. Pentru că Vei fi foarte vulnerabil să recazi din nou în viciul acesta. Dacă ești pricină de poticnire, nu te atinge de alcool. Dacă îți pasă de impactul tău și a lucrării tale asupra unor alți oameni, nu te atinge de alcool. Vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Lucram ca și inginer la calea ferată. Și acolo unde lucram noi, la sfârșit de lună, oamenii trăgeau tare muncitorii să îndeplinească planul și ca să-și poată lua salarul. Și șeful secției dădea cam liber în acele ultimele zile din lună ca oamenii să bea. Nu era nimic oficial, dar acolo de la portar până la cel mai înalt consumau alcool ca să-i stimuleze, să lucreze, să facă ore suplimentare. Mie mi se părea extrem de ciudat. Uh, niciodată n-am acceptat, nici măcar când era ziua unui coleg, chiar dacă spuneau, măi, nu poți, mă, cum, uh, uh, ce prieten ești tu cu mine, ce coleg ești tu cu mine, nu-mi de ziua mea, am refuzat întotdeauna. Uh, odată eram, uh, când biserica era uh, pe strada Romulus, când încă nu ne mutasem aici, pe vremea aceea, mulți vă amintiți, serviciile se desfășau în biserică, dar nu avea loc toată lumea în biserică. Mulți stăteam afară și ascultam la niște boxe serviciile, pentru că nu aveam loc înăuntru. Așa s-a întâmplat într-o zi de, nu mai țin minte, era joi sau vineri, nu mai știu când aveam pe vremea aceea serviciile, în timpul săptămânii. Erau chiar un final de lună, eram în curte și la un moment dat intră în curte unul dintre sudorii care lucrau la noi acolo. Nu departe de biserică, la celălalt colț, era un restaurant numit Intim, care foarte mult se duceau să consume băuturi alcoolice. Și intră în curte acest sudor, criță de beat. Și începe să strige acolo. Eu lucru la atelierele de zonă. Acolo toată lumea bea. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți beau. Și mă vede pe mine la un moment dat. Numai ăsta n-a băut niciodată. Am zis, Doamne, mulțumesc Domnului, mulțumesc Domnului că n-am făcut-o din politețe sau din alte motive. Deci, asta a fost doar ca o uh, paranteză. De obicei, noi când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne referim, în primul rând, la. Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8. Când se va pogorâ Duhul Sfânt, voi veți primi o putere și înveți veți martori. Ca referință la lucrarea pe care noi o facem în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aici, în pasajul din Efeseni, Apostolul Pavel, foarte interesant, nu vorbește despre efectele plinătății Duhului Sfânt în ce privește lucrarea, ci în ce privește relațiile pe care noi le avem. Trăim o lume care caută spectaculosul, divertismentul și experiențele dramatice. După perioada aceasta de uh, distanțare, care încă mai continuă, dar de izolare, în care oamenii n-au avut de ales și au stat cu lunile izolați unii de ceilalți, acum a început să, o izbucnire a tuturor frustrărilor și observați ceea ce se întâmplă în lumea întreagă. Nu mai există simțul acesta de respect față de autoritate. Uh, Sociologii și cei care analizează ce se întâmplă acum au numit-o cancel culture, o anulare a culturii, o, o anulare a tot ceea ce a fost în trecut. Și vor aceste, acești oameni care se răzvrătesc împotriva autorității să înlăture tot ce a fost în istorie. Vor să toate fundațiile care au fost puse până acum să fie înlăturate. Nu mai există. Relații sănătoase între oameni. Oamenii nu mai pot vorbi frumos unul cu celălalt. Nu pot să meargă decât în extreme. Și sunt uimit de extremele care există acum în lume. Chiar nu poți să ai o poziție echilibrată față de orice. În dimineața aceasta aș vrea să privim la textul acesta, la patru consecințe ale plinătății Duhului Sfânt care rezultă din cele patru verbe care apar la gerunziu, care arată cum se manifestă un om care este plin de Duhul lui Dumnezeu. Și așa cum a spus, aici apostolul Pavel vorbește despre consecințele plinătății cu Duhul Sfânt în ce privește relațiile noastre. Și primul lucru despre care vorbește este părtășia. Fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi. Părtășia. Un test al plinătății Duhului Sfânt este clar părtășia. În perioada aceasta n-am putut să avem o părtășie normală unii cu ceilalți. Foarte rar ne-am văzut fizic, față către față. Iată că de două săptămâni putem să ne întâlnim acolo, în, pe terenul de sport. Slăvit să fie Domnul, ne-am întâlnit și aici, în, în curtea bisericii, dar sunt foarte mulți frați și surori care n-au putut să vină și nu pot să vină. Dar noi credem că vor veni vremurile de normalitate și întrebarea care se pune, suntem pregătiți sau ne-am învățat așa și am devenit comoz? Unul din testele plinătății cu Duhul Sfânt este părtășia și dorința de a fi, părtășie, de a fi în părtășie. Și Apostolul Pavel spune că cei ce au părtășie unii cu ceilalți vorbesc între ei, comunică între ei. Slăvit să fie Domnul că avem telefoane, și că nu trăim cu 40 de ani în urmă, când nu erau foarte puțini, aveau telefoane. Slăvit să fie Dumnezeu că este internetul, care este și un pericol, dar iată că poate fi folosit și în avantaj dacă nu ne controlează el, ci îl controlăm noi și putem comunica unii cu alții, dar nu aceasta este normalitatea. Întrebarea care mi-o pun eu, când ne vom putea reîntâlni iarăși, Vom avea, suntem gata să avem părtășie adevărată, să vorbim între noi, pentru că aici spune Apostolul Pavel, vorbiți, vorbiți între voi, vorbiți între voi cu psalmi. Opusul plinătății Duhului Sfânt este să vorbim, dar vorbirea noastră să nu aibă un conținut spiritual, în conversațiile noastre să nu fie ceea ce trebuie. Și acum mă întreb eu. Haideți să ne întoarcem înapoi. Când puteam să fim aici, în casa lui Dumnezeu, aveam ocazia să vorbim. Să vorbim înainte de începerea serviciului și după terminarea serviciului. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu spune să vorbim când nu trebuie, în timpul serviciului. Și dacă aveți curiozitatea să vă uitați la imaginele luate video, când se este, apare și biserica, când apare și corul, veți vedea că adeseori oamenii, membrii bisericii sau cei care sunt în biserică vorbesc între ei când nu trebuie și probabil și ce nu trebuie. Și sunt unii care în timpul predicii, de exemplu, sau în timp ce se cântă cu biserica, ei vorbesc. Nu atunci trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești când se poate vorbi înainte și după. Dar vorbirea este încurajată. Apostolul Pavel spune vorbiți între voi cu psalmi și aici arată cam ce ar trebui să conțină conversațiile noastre. Sunt multe cântări de ale noastre. Unele cântări sunt cântări adresate lui Dumnezeu, în care noi îl lăudăm pe Dumnezeu. De exemplu, slăviți fi Iisuse că lucruri mai mari faci. Noi ne adresăm lui Dumnezeu, lăudăm pe Dumnezeu și foarte multe dintre ele îndeamnă la a lăuda pe Dumnezeu. Dar sunt unele cântări în care ne adresăm unii altora și despre acestea vorbește Apostolul Pavel, vorbiți, vorbiți între voi cu psalmi. De exemplu, când umblăm cu Isus, asta nu îi se adresează lui Dumnezeu, ne adresăm unii altora și să spunem când umblăm cu Isus și ascultăm ce ne-a spus, cât de glorioasă ne este calea. Să-l ascultăm, să ne credem în el, ne îndemnăm unii pe alții să-l ascultăm pe Domnul Isus Hristos, să mergem după Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă părtășie, să vorbim unii cu ceilalți și prin cântări. Din acestea, duhovnicești. Dar, așa cum am spus, celelalte cântări în care îl lăudăm pe Dumnezeu intră într-o altă uh, categorie. Deci, haideți să, să recapitulăm puțin. E bine că putem să comunicăm unii cu alții prin intermediul internetului și a telefoanelor, dar nu este suficient. Uh, biserica noastră a avut întotdeauna un. Uh, un obicei duhovnicesc. Acela ca, după terminarea serviciului, oamenii să rămână în holul bisericii, în curtea bisericii și să vorbească unii cu ceilalți. Este ceva extraordinar când eram la biserica veche, rămâneam acolo, mi amintesc, rămâneam în curte mult timp după terminarea bisericii. Și de acolo ni s-a tras și mutatul nostru aici, pentru că vecinii noștri care erau acolo au aranjat, pentru că aveau o poziție foarte mare în, în județ, au aranjat să se scape de noi de acolo. Noi asta ne rugăm de foarte mulți ani, să plecăm de acolo. Datorită părtășiei asta, un efect pozitiv al, al și asupra uh, a ceea ce ni s-a întâmplat, asupra destinului nostru. Deci suntem îndemnați să comunicăm unii cu ceilalți. Dar, dragi frați și surori, nu în timpul serviciului vorbind când nu trebuie. Și vorbind ce nu trebuie. Și eu știu că unii dintre dumneavoastră în timpul serviciului vorbiți între voi lucruri critice cu privire la ceea ce se întâmplă în serviciile bisericii și acest lucru nu este normal. Este normal să comunicați după aceea dacă este ceva de spus, dar nu în timpul serviciului, mai ales când este o priveliște și pentru alții. Gândiți-vă ce se întâmplă când vine o persoană care a intrat pentru prima oară în biserică și vede că în timpul rugăciunii, vede că în timp ce toată biserica ar trebui să cânte sau să asculte predica, două persoane sau trei vorbesc între ele. Nu asta înseamnă Părtășia, nu în timpul serviciului. Ce teme abordăm atunci când putem vorbi înainte și după încheierea bisericii, când vorbim unii cu ceilalți. Plinătatea Duhului Sfânt ne arată că noi comunicăm între noi, dar comunicăm având un conținut spiritual. Am citit de curând într-o carte scrisă de Marele om al lui Dumnezeu, care a plecat acum câteva săptămâni la Domnul Ravi Zacharias. Și povestea el despre o companie în care produsul lor principal erau cămășile. Și la un moment dat vine președintele companiei și vede că majoritatea șefilor de departamente erau adunați în sala de ședință și el nu convocase vreo ședință. Și puțin mirat se duce la ei, ce s-a întâmplat? S-au stricat serverele? Nu. Uh, Softul este depășit? E ceva la vreun program care nu merge? Nu. Uh, S-a întâmplat ceva? S-a rănit cineva? Nu. Atunci de ce ne-am întâlnit? Care cineva spune cămăș. Cum cămăș? Păi noi nu producem cămăș. Vedeți? Noi de multe ori suntem gata să vorbim unii cu ceilalți și uităm care este conținutul esențial al comunicării noastre și al părtășiei noastre. Vorbiți între voi cu psalmi, îndemnați-vă unii pe alții la ascultare de Dumnezeu. Sunt curios când ne vom întâlni în după masa aceasta ce vor vorbi unii cu ceilalți. Eu sunt mirat de multe ori când la terminarea predicii și dau mâna, sunt anumite persoane care niciodată nu au spus nu avem nevoie să fim lăudați, nu avem nevoie să fim apreciați. Știți ce am vrea să vedem? Că cineva care a ascultat predica spune mi-a vorbit Dumnezeu. Și sunt anumite persoane care niciodată nu au spus acest lucru, de fiecare dată veneau cu o observație negativă. Că de ce nu s-a făcut asta? De ce s-a fă... făcut asta? De ce n-ați făcut asta? De ce n-ați făcut asta? Ți se stinge Duhul în tine. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă să vorbim unii cu ceilalți, dar să fim și atenți la conținutul convorbirilor noastre. Deci vorbim nu unii cu alții, și vorbim unii cu alții, dar atenție la ceea ce vorbim. Acum, un al doilea verb care apare aici, spune legat de cânt, cântând cântări de laudă, în versetul 19. Deci dacă prima consecință a plinătății Duhului Sfânt a fost părtășia, a doua, care iarăși vizează relațiile, de data aceasta, nu relațiile pe orizontală unii cu ceilalți, ci relația pe verticală cu Dumnezeu, este închinarea. Un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se închină. Se închină acasă și se închină atunci când se adună la părtășie cu ceilalți membri ai Bisericii. Și spune aici, cântări de laudă și cântări de duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Sau cântând și aducând din toată inima laudă Domnului o modalitate principală a închinării în bisericile noastre este cântatul împreună, ca și congregație. Noi cântăm împreună. Noi nu doar ascultăm pe alții cântând, noi cântăm împreună și ni se spune cântați slavă Domnului, nu oricum, ci din toată inima aduceți laudă Domnului. Opusul plinătății cu Duhul Sfânt, știți cum se diagnostichează? Persoana nu mai cântă. Și dacă cântă, nu mai cântă din toată inima. Cântă că trebuie și cântă fără entuziasm. Dar o persoană care este plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cântă când se cântă, cântă din toată inima și cântă cu bucurie. Și cei care nu pot să cânte cu voce prea puternică pentru că n-au ureche, cântă și ei cu volumul redus, dar o fac din toată inima. Întrebarea care se pune este: când suntem gata noi? Suntem noi pregătiți pentru și pentru revenirea Domnului? Pentru că ni se spune că atunci când vom fi cu Domnul, vom, vom cânta toată viața noastră, toată veșnicia noastră, noi vom aduce slavă lui Dumnezeu. Dar până atunci ne antrenăm aici pe pământ și când ne adunăm împreună, dar și acasă, cântăm spre slava lui Dumnezeu. Fie că avem voce, fie că nu avem voce. În Scriptură ni se poruncește de, 500, de 250 de ori să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Și cântatul împreună mărește și completează bucuria. Și aș vrea să vă întreb ceva. Este normal să lăsăm satanei să-i mobilizeze pe ai lui să cânte și să cânte cu bucurie? De ce cei din lume cântă și cântă? Cu bucurie de multe ori și vezi că sunt veseli, sunt veseli și se vede pe fețele lor și ei mulți nici n-au de ce să fie. Noi avem motive să fim bucuroși, avem motive să cântăm, avem nevoie să cântăm spre slava lui Dumnezeu și nu o facem. Un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu laudă pe Dumnezeu. Și foarte multe cântări de ale noastre se adresează lui Dumnezeu, așa cum am dat exemplu, foarte mulți psalmi sunt psalmi de laudă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem părtășie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm dacă cu adevărat trăim în plinătatea Duhului Sfânt. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, ești doritor de părtășie și o ai ești gata să când spre slava lui Dumnezeu, să te închin lui Dumnezeu din toată inima și cu bucurie. Una, o a treia consecință a plinătății cu Duhul Sfânt, versetul 20. Mulțumind totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. Știți care este testul neplinătății cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? O persoană care este nemulțumită o persoană care are amărăciune, o persoană care tot timpul cârtește, este o persoană care nu experimentează plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vă amintiți ce s-a întâmplat în Vechiul Testament? De ce poporul lui Dumnezeu a rătăcit 40 de ani în pustie când putea călătoria să fie mult, mult, mult mai scurtă? Pentru că au Cărtit, au fost nemulțumiți. Când au dat de un pic de greutăți, au vrut ca din Egipt. S-au mulțumit cu... voiau să se întoarcă la modul lor vechi de viață, unde trăiseră în robie. Cărtirea, nemulțumirea, amărăciunea. Autorul epistolei către evrei ne atrage atenția în capitolul 12 versetul 15, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Foarte interesant. O persoană care cârtește, o persoană care are amărăciune, este o persoană care nu trăiește, nu experimentează plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar are un efect și un impact asupra celorlalți foarte mare. Și spune, acei care lasă să apară stare de am amărăciune, aceia pot să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Dacă vrei să ai o biserică sănătoasă, dacă vrei să ai o familie sănătoasă, vechează să trăiești în plinătatea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu trăiești în plinătatea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, atunci încetul cu încetul vei deveni tot mai acru, tot mai amar, tot mai nemulțumit, vei cârti tot mai mult și asta va influența familia ta și va influența, și familia bisericii. Un om plin de Duhul Sfânt, spune cuvântul aici, este un om care mulțumește totdeauna. Deci mulțumește întotdeauna lui Dumnezeu și pentru toate lucrurile. Sunt trei aspecte. Un om plin de Duhul Sfânt mulțumește, mulțumește întotdeauna, nu cârtește și mulțumește pentru toate lucrurile. De ce oare este importantă mulțumirea? Mulțumirea, în primul rând, ne face să privim înspre Dumnezeu, nu înspre noi și nu înspre alții. Un om nemulțumit se uită la el și nu e mulțumit de starea lui, de situația lui, de ceea ce are, de ceea ce este. Un om nemulțumit privește la alții și se compară cu alții și devine uh, vulnerabil în acădea, dar un om care este mulțumit își ațintește privirea lui, la Dumnezeu și găsește motive de mulțumire. Nu se focalizează pe alții sau pe el însuși. Un om mulțumitor care trăiește în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, recunoaște dependența lui de Dumnezeu. Un om mulțumitor, dacă, dacă trăiește în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai este îngânfat, nu se mai laudă cu realizările lui, ci este mulțumitor lui Dumnezeu și știe că tot ceea ce a devenit, tot ceea ce este, tot ceea ce are, este datorită lui Dumnezeu. Un om mulțumitor își ațintește privirea înspre Dumnezeu și nu spre circumstanțe. Atunci când îți îndreți privirea înspre circumstanțe, care vedeți că în vremurile acestea din urmă uh, sunt vremuri rele, sunt vremuri tulburi. Dacă îți focalizezi atenția pe tot ce se întâmplă și te uiți la toate știrile, vezi ce s-a întâmplat în Anglia, ce s-a întâmplat în Franța, ce se întâmplă în America, te dărâmă la pământ. Haideți să ne focalizăm atenția spre Dumnezeu și să fim mulțumitori. Se spune că un, un rege la un moment dat s-a îmbolnăvit și a întrebat sfesnicii lui, a chemat pe doctor și i-au spus, măi, ce să fac, ce soluție îmi dați? Și unul dintre ei a spus, Mai va trebui să porți timp de o săptămână cămașa unui om mulțumit. Zice, mergeți, căutați în toată împărăția un om mulțumit. S-au dus și după, au venit după un timp și au spus, ei, ați găsit un om mulțumit? Da, am găsit. Păi dați-mi cămașa. Ne pare rău, dar omul nu avea cămașă. Omul acela era, era mulțumit chiar dacă nu avea nimic. Așa ar trebui să fim și noi. Noi suntem mulțumitori că-L avem pe Dumnezeu ca stăpân, pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor al nostru. Nu ne focalizăm pe ce avem, pe ce n-avem, pe ce suntem, pe circunstanțe, ci suntem mulțumitori pentru toate lucrurile. Și una, a patra consecință a plinătății Duhului Sfânt o găsim în versetul 21. Un verset care face tranziția despre uh, plinătatea Duhului Sfânt în ce privește relațiile în biserică și relația în familie. Și spune așa, supuneți-vă unii altora în frica Lui Hristos. Aici vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt care se manifestă prin uh, smerenie prin umilință, prin a fi ca Domnul Iisus Hristos blând și smerit cu inima, o persoană care este sau care nu este plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este agresivă, este plină de sine, este arogantă, nu respectă nici o autoritate. Pe când o persoană plină de Duhul Sfânt respectă autoritatea, este gata să se supună atunci când este nevoie să se supună unei anumite autorități din reverență pentru Hristos. Deci blândețea și smerenia Domnului Isus Hristos trebuie să fie o, o parte esențială a vieții noastre dacă trăim în plinătatea Duhului Sfânt. Supunerea aceasta reciprocă nu trebuie să fie o povară, ci trebuie făcută cu bucurie. Și am spus că ea face tranziția acest verset înspre textul în care Apostolul Pavel vorbește despre relațiile în familie, pentru că imediat după versetul acesta spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, supuneți-vă unii altora și apoi nevestelor. Nu. Foarte interesant. Nu spune oare cuvântul lui Dumnezeu să fim supuși mai marilor noștri? Și să fim gata de aceia care sunt în autoritate peste noi, cum atunci spune Apostolul Pavel: Supuneți-vă unii altora. De ce spune supuneți-vă unii altora? Dragii mei, în Biserică Dumnezeu a dat felurite daruri. Nu toți avem toate darurile. Unii au anumite daruri, au anumite daruri. Și în, în domeniile în care știi că cineva din biserică are un anumit dar. Tu, din supunere față de Hristos, chiar dacă, ca și poziție de autoritate în biserică, ești mai sus. Pentru că acea persoană are expertiza în acel domeniu, ai o ureche deschisă și ești gata să ții cont de părerea acelei persoane. Să vă dau, dau, dau un exemplu. Când noi am construit centru de educație, puteam pastorii și membrii comitetului să spunem, noi am fost aleși de biserică, noi luăm deciziile și să luăm toate deciziile în ce privește construcția. Dar noi am realizat că, totuși, în biserică avem persoane care sunt de specialitate, care au experiență, care au expertiză în domeniul acesta. Și atunci s-a format o comisie de construcții. Și mergeam și noi pastori acolo și ascultam la ceea ce spuneau experții. Ne dădeam și noi cu părerea în ce privește aspectele teologice și practice de desfășurare, dar noi am fost gata să ascultăm la ceea ce ne spuneau ei. Să ne supunem, dacă vreți, autorităților în acel domeniu. La fel se întâmplă acum și în ce privește ceea ce dorim să construim la Moșnița cu acea grădiniță. Este din nou o comisie de construcții. Dacă ați fi lăsat numai pe noi pastorii, cine știe ce ar fi ieșit. Pentru că nu ne pricepem, nu suntem în domeniul acesta, dar lăsăm ca oamenii care au autoritate în, aceast, în acest lucru să ia decizii. La fel se refere și în domeniul muzical și în alte aspecte. În ce privește familia. Da, bărbatul este capul familiei. Dar bărbatul, dacă este om inteligent și știe că soția lui are anumite daruri în anumite domenii, se consultă cu ea și nu ca și un tiran ia decizii pentru că el este capul și el vrea să-și manifeste autoritatea. Mi-amintesc când construiam casa la noi, până s-a făcut structura. Eu ca și inginer, eu m-am ocupat de toate detaliile, cu tot, le spunea, cu schițele, cu tot. Ei, când am ajuns la problema de interior, eu acolo sunt la pământ. Și veneau meșterii și mă întrebau, cum facem aici? Zic, aici nu mă întrebați pe mine, aici întrebați nevasta. Să uitau unii către alții și l-am auzit pe unul spunând, bă, dar ce bărbat e ăsta în casă? E un bărbat deștept. Care știe că în domeniul ăla nu se pricepe și acceptă ca să primească sfaturi, recomandări și chiar luarea de decizii de la cel care știe lucrul acesta. Dacă ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ești gata să respecti autoritatea. Autoritatea lui Dumnezeu în viața ta și autoritatea acelora care Dumnezeu i-a pus în autoritate. Dar, la rândul tău, chiar dacă ești persoană în autoritate, ești gata să ai o ureche deschisă la cei care știu că au fost hăruiți de Dumnezeu într-un anumit domeniu. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, trăim vremuri tulbure în care a dispărut respectul față de autoritate și vedem ceea ce se întâmplă acum în lume. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, copiii lui Dumnezeu, să nu cădem în ispita aceasta. Acum, la încheiere, vă reamintesc. Porunca cuvântului lui Dumnezeu este fiți plin de Duh. Este un verb la imperativ. Nu este ceva facultativ. Fiți plin de Duh este normalitatea vieții creștine. Este la plural fiți plin de Duh. Ceea ce ne arată că plinătatea Duhului Sfânt nu este doar pentru o elită. Pentru că sunt unii care spun, oh, eu sunt plin de Duhul Sfânt, ceilalți sunt niște. Nu. Plinătatea Duhului Sfânt este pentru toți, este la plural. Iar plinătatea Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, se vede în ceva, se materializează în ceva. Și astăzi am văzut că ea nu se manifeste doar în ce privește impactul nostru în lucrare ci se materializează și în calitatea relațiilor noastre, pe verticală cu Dumnezeu și relații unii cu ceilalți. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu dorește părtășia și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi vremurile acestea când n-am avut-o să prețuim ceea ce am pierdut și să ne dorim cu adevărat părtășia și să fim altfel decât am fost până în luna martie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim părtășia, să ne dorim închinarea, să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori în toate lucrurile, să nu cârtim, să nu fim nemulțumiți, să nu fim acri, să nu dăm voie lăstarilor de amărăciune. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne supunem unii altora în reverență pentru Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu Amen.